Natalia Echetenea aici, vorbește Moldova în acest platou. Aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Constantin Reabenchi este un tânăr de 21 de ani din satul Cineșăuți, raionul Rezina. Din cauza maladiei rare de care suferă, fiecare zi din viața lui este plină de chinuri și suferință. Gata, mama, e ca gata, gata. E ca așa. Pe căpelea asta uscată trebuie să o tai. Ecta. Că dacă nu o tai, e intră în pielea asta de desubt și se face bol. Deși întreg corpul său este ca o rană deschisă, care îi provoacă dureri cumplite și fără sfârșit, Constantin își șterge lacrimile și se încăpăținează să trăiască. Eu merg înainte, nu mă dau batut, nu cât așez la Domnul, atâta. Pe lângă chinurile fizice, mai este o durere ce îi sfâșie sufletul, și anume lipsa tatălui. Și când ne-a spus nouă în secția de reanimare că el scăpare, nu știe dacă ar să aibă, și el a zis, tare vreau să-l văd pe tata. În suflet este, da, în realitate, mă. Mi-e dor, am spus, mi-e dor de tata. Cu ce boală rară se luptă acest tânăr? Cine i-a rămas aproape? Și unde este tatăl său? Aflăm astăzi în platoul Vorbește Moldova. Constantin Reabenchi a venit astăzi la noi în platou să ne spună povestea vieții lui, în care suferința este cuvântul cheie. Haideți să-l întâmpinăm. Bună seara, Constantin. Bună seara. Te rog să iei loc aici. Tu ai venit așa ca un artist? Cu da, pălărie? Da, da. Nu mă așteptam. Te-ai pregătit. Da. Cum te simți la noi? Nu știu dacă ești obișnuit cu un public atât de larg, să zicem așa. Cum? Spun, am fost la multe emisiuni, dar la televiziune prima dată. Pentru prima oară? Da. Sper da. Că te simți bine. Da. Uite, până îți revii și te acomodezi, hai să privim un scurt reportaj despre tine. Bine. Cele și seriile lui Costel sunt pline de durere. De două ori pe zi, mama îi aplică comprese și pansamente care îi țin loc de piele și îi mai atenuează suferința. Dar procedura este anevoioasă și chinuitoare pentru amândoi. Gata, mama, gata. Ia că aici pielea e fină. Și numai odată aici, așa, el la dânsul o rupt. Și dacă o rupt, el nu poate dormi, îi curge sânge. Și mă trezește din somn, mamica, vin trog lângă mine. Vin chiar că aici zânge, eu trebuie să mă trezesc noaptea sau el vine cu pansamentul lângă mine. Rănile adânci care îi apar într-una în cavitatea bucală nu îi permit să mănânce altceva decât mâncare moale. Uneori leziunile sunt atât de grave încât îl împiedică să înghită și atunci Costel rămâne flămând. Dăm pe mașinca de tocat și chiar trebuie să dăiești de două ori. Din iaurturi și ceva lichiduri, că la dânsul ești în gură și are momente când poate să mănânci toată ziua. Costel spune că în asemenea momente îi dau putere grija și dragostea celor din jur. Foarte mult mai iubesc apropiați. Și e ca fratele lui mama, nene Ion, tante Damu, și mâca, sorioara, fratele, ăștia sunt apropiați. Din cauza bolii nemiloase de care suferă, Costel își petrece timpul mai mult pe lângă casă, printre rude, iar dacă și iese uneori dincolo de poartă, nu are prieteni cu care să comunice. Mă mai duc mai primul, singur mă duc așa, că cum, nu zic că nu mă stimează lumea. Putea să îi se uită altfel la mine. Se uită, parcă e ceva straniu, parcă că n-am mâini, că nu scătesc ochii. Și poate de atâta n-am așa prieteni. Costel, pot să spun așa? Costel? Da, da. Știu că tu suferi de o boală foarte, foarte rară. Da. Sunt foarte puțini oameni
da, în țară și în această lume care suferă de această boală. Spune-ne, te rog, ce fel de boală este, cum se numește? Boala fluturașului. E o boală foarte fină, e foarte... Știu că această boală te ține cumva mai mult acasă. Nu, da, prea poți ieși și, bineînțeles, că nu prea ai și prieteni. Nu ai cu cine comunica atât timp cât stai mai mult acasă. Dar ce-ți, da, place ție să faci? Cea mai tare, cu adevărat, îmi place muzica. Muzica? Da. Uite, ți-ai pus și această pălărie, așa, să ai o alură de artist. Da. Știam acest lucru pentru că mi-au zis colegii că au văzut la tine în casă și o poză. Da. Cu artiști. Pe unul dintre care cred că deja l-ai observat aici la noi în platou. Da. Salut, Costel. Salut. Eu te țin minte pentru că tu, practic, tu te-ai schimbat, tot acel băiat pozitiv ești care veneai la evenimente în parc și au fost evenimente frumoase la care ai participat. În acel reportaj ai zâmbit foarte, foarte aprins, foarte sincer și eu vreau și acum să zâmbești și o să cânt ce o să zici tu. Bine. Ia zi ce vrei să le cânte, Adrian. De ziua ta. De ziua ta? Da. Nici o problemă. De ziua ta, ziua ta, flori-mi floresc. De ziua ta, ziua ta, eu îți doresc. De ziua ta, ziua ta, tot ce-i mai bun. De ziua ta, ziua ta, a ta. Ziua ta, ziua ta, flori-mi floresc. De ziua ta, ziua ta, eu îți doresc. De ziua ta, ziua ta, tot ce-i mai bun. De ziua ta, ziua ta, a ta. De ziua ta. Dar zi-mi, te rog, tu ai vecini de vârsta ta cu care, uite, să comunici, să asculti muzică împreună? Nu. Ei nu vor să... să fac o limbă comună cu mine. Ei se chem că asta să-i mă lipsesc, ea să mă lie, ea să aibă și așa cum eu am corp. Și... Uite, o avem pe doamna Barbova aici, un medic genetician care o să le explice tuturor odată și pentru totdeauna ce înseamnă această boală și că nu este niciun fel transmisibilă. Это заболевание наследственное, оно не заразное, не инфекционной природы. И ни в коем случае этот человек не является опасным для других людей, потому что они, даже имея близкий контакт с его кожей, а при этой болезни поражается кожа, никогда не заразятся этой болезнью. Mulțumim, doamna Барбова, pentru această explicație. Sper să fie clară pentru toată lumea. Costel, eu am văzut și ai spus-o și tu că această boală este foarte, foarte dureroasă. Da. Vreau să te întreb cum trăiești cu această durere. Trebuie să iei analgezice în fiecare zi? Nu, eu nu trăiesc nici de durere, de... Eu așa... Cum o suporți? O suport... Da, că e dureros, că... În toată ziua să vezi carne vie și sânge și... una alta, dar eu nu prinesc nici să ne iei dureze. Dar ai putea? Ți-ar... Medicii ce spun? Ai putea să iei niște analgezice ca să-ți mai iei? Da, da, dar eu nu vreau să iau, până și așa că nu știi cu timpul ce așa bă. Așa bă mai grav sau nu știi. Ai spus că apropiații tăi te iubesc. Da. Dar pe tatăl tău nu l-ai pomenit. Ce ne poți spune despre el? Nu am pomenit din cauza că el m-a părăsit, m-a lăsat, cum să spun. În 2011 am avut accident și tot l-a dat prin poliție, s-a cat, că foarte mult îl dorim. Dar când... simte, rog, de când te-a părăsit el? Tu îl ții minte, în general, în viața undeva ta? Undeva 8 ani, când aveam 8 ani. Când tu aveai 8 da, anișori? Da. Până atunci mai trăia cu voi? Da, ia așa, pe iară se ducea așa, pe... El foarte mult folosește alcool. Foarte mult. El are patima alcoolului. Da, și din asta cauză o bătea și pe mama foarte mult, multe ori și... Față de voi, de copii? Din casă, da, da, față de noi. Dar de voi... se lega și de voi? Vă bătea și pe voi? Nu. El cu mine n-avea așa limbă comună, că el...
când eram mimită, chiar el pe mine nu m-a vrut. El la mama i-a spus că el pe mine nu m-a vrut. Tu de unde știi asta? Mama ne-a spus. Și de ce totuși vrei să-l cunoști? De ce vrei să-l ai alături în viața ta? Eu vreau să văd și dau așa o întrebare. De ce el m-a mințit? Că se duce la soția de-a doilea și se lămurește acolo și vine. Peste pe 4 zile el vine. Și când îl sun, el nu era disponibil. Închidese și telefonul, soția lui spune că și va trebui, dați pe pașii, dați pe pașii să trăiască viața lui, nu vă amestecați. Și... Deci pur și simplu a fugit de tine. Da, da. Și doar pentru asta vrei să-l vezi sau totuși e ceva mai mult? Să-l văd, să-i spun, și el mie nu vrea să-mi plătească alimentele. Aici care 200 de lei. Mama eroului nostru a venit și ea astăzi la noi în studio. O invit acum să vină aici. Haideți să o întâmpinăm. Astăzi aici în studio și trebuie să vă spun că ați crescut un băiat frumos, minunat. Mulțumesc. Felicitări în primul rând pentru asta. Mulțumesc. A pomenit Costel în discuție până a intrat dumneavoastră în studio despre tatăl lui. L-am întrebat. Și a zis că i-ați spus dumneavoastră că tatăl lui nici măcar nu l-a dorit? Da, este... o amintire foarte tristă. Chiar când eram însărcinată, când mai era puțin servit, îmi spunea permanent ca să mă duc să-l avortez. De ce? Păi, nu pot să vă spun la asta întrebare, adică, nu știu, probabil că nu era așa aproape la suflet sau nu știu... Dar pe urmă s-a mai acomodat, a mai văzut cum îl îngrijesc dumneavoastră. S-a schimbat? Nu, nu. De ce v-ați despărțit de soț? Asta e întrebarea, așa știți, v-a atinsă foarte la suflet. Eu am fost în tinerețe, știți cum. Fiecare om se greșește, cum se spune, a greși e omenește, a ierta e creștinește. Multe greșeli a fost, am iertat, am încercat de multe ori de împăcare, dar n-am putut să mai răb de diferența lui față de Costel, atitudinea rudelor, surorilor, a părinților. Deci toată familia din partea lui la fel era indiferentă față de copil? Da, toată familia din partea lui a fost toți contra, mai ales când s-a născut Costel, mama soacra, când a venit a spus, a venit așa cu... agitată și spune că ia dă să-l văd așa cum spune lumea că cade carnea de pe dânsul. N-a venit ca o bunică cu o batistă sau cu un costumaș sau ceva cu hai mami ca să fie altfel sau nu. Și am spus eu nu ți-l arăt într-așa mod. Și un an de zile mama soacră nu l-a văzut când deja își pierdea vederea. Îl ruga pe Victor ca să-l ducem pe Costel ca să-l vadă. Și el ați arătat până la urmă. Da, am lăsat eu așa și am fost și l-am luat pe Costel. Mă duceam, în decurs de un an de zile, eu mă duceam pe Costel, îl lăsam cu mama, dar ne duceam, îi ajutam la orice lucru pe lângă gospodării care aveau nevoie de ajutor, ne duceam permanent. Dar pe Costel nu-l luam niciodată, până la anul de zile. Cu toate acestea, iată... Probabil că i-ați povestit toate aceste lucruri lui Costel, pentru că le știe foarte bine. Da. Și totuși, el își dorește tatăl lângă el, el vrea să-l vadă. Dumneavoastră le-ați povestit colegilor mei despre un accident pe care l-a suferit Costel acum 2 ani, da? Și atunci era în criză Costel, deci el putea să nu supraviețuiască. Da, el avea 10% numai de piele. Și a avut exact... o dorință, chiar dacă el se afla la un pas de moarte, a avut exact o dorință. Dorința Haideți să vedem împreună ce ne-ați povestit despre acel moment dumneavoastră. Atenție la ecran. Un accident în 2011 s-a descălțat așa, piciorul de toată pielea și așa stătea în țărână.
am o chemat salvarea, eram într-așa o stare că mă pornim eu să mă gătesc de spital, mă pornim după una, mă întorșim, el aici răcne că surorile deja salvarea au venit, dar nu știu ce să-i facă. Și am stat cu dânsul acolo vreo 10 zile în reanimație. Și când ne-a spus nouă în secția de reanimare că el scăpare, nu știe dacă ar să aibă, noi atunci polițistul am rugat prin poliție și el a zis, tare vreau să-l văd pe tata. Noi de dânsul nu știam de pe 2005-2006. Vine polițistul și ne spune, zice, și noi l-am găsit pe tatăl Costel. El a venit, eu eram în spital cu dânsul. N-ai ce face aici, du-te sau la soartă sau du-te, zic, acasă. Vine a doilea zi, băut. Zic, n-am înțeles, tu ai venit să bei sau ai venit să-l vezi pe Costel? El are nevoie de tine să te vadă. Zic, dar n-al plânge, n-al boșe. Eu sunt și cu dânsul, numai eu știu și trag cu dânsul, dar n-al plânge, că el dacă vede plângând, apoi zic, lui e mai greu, zic, starea la dânsul agravează. Costel, până la acel accident, cât timp nu l-ai văzut pe tata? Era 5-6 ani așa. O 5-6 ani, mă tinc așa. 5-6 ani? Da. Nu ți-a dat de știre, nu te-a sunat, nu a venit să te vadă? Noi gândeam că vopșea el noi sau a murit sau și cu noi, nu știam nimic de noi. A, nici nu știați nimic despre el, nici noi unde stă. Încercam să facem legătură, încercam, era la vecin, că ei cum locuiesc, e o casă despărțită în patru și la vecin aveau telefon fix și sunam. De multe ori venea concubina lui, el la telefon închidea, nu-i permitea să vină, veneau cu neplăceri, cu sfadă. Și spune că să-i dăm pace. Și eu am spus, noi lui dăm pace. Pur și simplu el să aibă legătură cu Costel, adică să vorbească. El a avut și casa părintească. Și am spus, vină nicio problemă, trăiește, că părinții cât au fost, au spus că casa e lui Victor. Am spus, vine și trăiește aici, nu e o problemă. Numai cât să fie alături de băieți. Anume, nu, el așa era într-un fel, că lui nu-i trebuiește nimică. Când ați divorțat, el cel puțin... angajamentul său, sau nu știu cum, responsabilitatea de tată, și-a îndeplinit-o? Nu. Financiar? Nu v-a ajutat? Numai prejudicată, cereri din numărate ori, neplăceri. Noi când n-am Skype, acum nu avem Skype-ul, când ne-au plăcat. Și el a spus, da, să-mi pas, că n-am de unde atâta. Tare mi-a plăcut atitudinea asta lui și dorința lui de a-l vedea pe tăticul. Și dacă, sincer, aici... nu pot să înțeleg. Chiar e momentul acela de 200 sau 300 de lei pe lună? Nu. Chiar, nu sunt un om înstărit, dar i-aș propune să achit eu în locul lui, dar el să se vadă măcar o dată pe săptămână cu Costel. Pentru că el nu-și dă seama cât de mult ar însemna asta pentru Costel. Da. El nu-și dă seama, cu el trebuie să lucreze specialiști și să explice, cineva să aibă răbdare și să explice ce înseamnă dragostea pe care o poate dărui. Nu bani, că ăștia nu-s bani, 200-300 de lei. Pe când un pasament pe care îl aplicați pe o zi costă mai mult de câteva mii de lei. Nu constă în banii ceia care sunt. Nu. Asta e important de am spus. Tu comunică, cel puțin pe telefon, nu-l bloca, pe toate paginile de socializare de Sergiu. O să-i puteți spune astăzi aceste sigur lucruri că... în platou și vom vedea care este reacția lui. E straniu că părinții știi cum n-ar și copilul, dacă eu mă iau pe mine, că suntem părinți toți, să zicem, care au copii, da? Te-ai uitat la dușchi, lui micuț, așa, te l-ai pucat, l-ai strânge la suflet, așa, mă, l-ai înghețilă, știți? Dar la dușul asta n-am văzut. Eu am așteptat să te prochi în alt fel, de Costel. Eu nu am venit aici, noi am venit ca să hotărâm întrebarea și cu pansamentele să vedem. Și totodată, zic, poate la televiziune ați vrei să vină. Eu vreau să-l întreb pe tata de ce m-a părăsit. Dacă ați fost atent, anume așa, pentru asta a vrut să vă vadă. Și să vă întrebe de ce l-ați părăsit. El se simte părăsit de tata. Această seară vorbim despre Constantin Reabenchi, din Cineșeuți, un tânăr de 21 de ani, care suferă de boala fluturilor, o maladie foarte rară și incurabilă, care îi provoacă multă suferință. Totuși, se pare că și mai mult îl doare gândul că a fost abandonat de propriul tată. Mai avem puțin și acest bărbat va intra la noi în platou pentru a ne spune din ce cauză și-a părăsit fiul și dacă mai simte ceva pentru el.
Dar nu înainte să vorbim cu alți doi oameni din familia tânărului. Îi invit în platou pe unchiul și mătușa lui Costel. Să capim împreună. Lilia Ion, bună seara. Bună seara. Bine ați venit la noi. Domnule Ion, dumneavoastră nu v-ați speriat atunci când l-ați văzut pe nepotul dumneavoastră când s-a născut Costel? Eu ca moș, sigur că mă uitam și ar să și bălămuritor în lucrul este când el, cu mânuțele și elea lui, cum era el de mic. Eu mă uitam la copiii mei că au mânuți de jițelele și elea tăt cum eu, de el încă micuț. Deodată nu era așa cum am s-a dezvoltat boala. Da, ca tată, eu nu l-am înțeles pe dânsul. E straniu că părinții știi cum naște copilul, ia că eu mă iau pe mine, că suntem părinți toți, să zicem, care au copii, da? Te-ai uitat la dușchi, l-ai micuț, așa, l-ai pucat, l-ai strânge la suflet, așa, tu mă l-ai înghețâlă, știți? Dar la dânsul asta nu am văzut. Poate educația, că noi suntem diferiți oameni pe fața pământului, altul dragoste la altul, bărbatul îi bucnește lăcrimi la o durere, altul nu suferă, altul leașănă. Dacă părinte, ca tată, tu să te aproape de copilul să-l cuprind, să-l iei în braț cu drag. Pe el nu l-ați văzut niciodată. Să mă iert, eu îi dai de multe ori întrebări. Eu mai fost el, adică soră, dacă a menționat. A fost și l-am întrebat, Ditea, tu dacă ai venit așa, nu mă știi. Dar când adică, l-ați văzut ultima oară? Eu nu știu. Doi, ia, ca, eu cam... Da, doi. Vreo doi ani în urmă. Da, da, undeva așa a fost. Unde l-ați văzut? În ce a venit chiar acasă. A venit chiar acasă, da. A venit acasă. A stat o zi, cred că, așa. Da, ați vorbit cu dânsul? Să vedeți, dragii mei, ochii lui Costea. Fiecare, nu sunt doritor de tată. Adică tată. S-a schimbat. Eu mai vinem și eu luam pe dânsul, știi, e ca moștii, că înainte, mă rog, hai și om, adică, eu uitam că, măi, nenea, adică, dă-i în pașă, la mine tata au venit. Mi l-ați descris pe Costel atunci când a venit tata, dar când a plecat. Când a plecat? E cum ne-a simțit fiecare din nou când te-ar trăda? Cum? Și mi-e strașnic în viață când te trădează cineva. Eu haideți să vedem acum ce ne-a povestit el nouă, atunci când l-am găsit, pentru că l-am căutat. O să vedeți că s-a axat mai mult pe aspectul financiar, care se pare că îl deranjează cel mai mult. Atenție la ecran. De când l-a pus pe băiat pe ăsta, pe internet, între aceste chestii, este început a veni ajutoare de pe Italia, de pe Olanda, de pe... Viu de la biserici, viu... Eu nu știu, ei cred că trimit în tratamentul băiatului, nu să facă casă. Eu așa mă gândesc. Că pe pensia lui Costea și ăsta, pensia ei care are grijă de dânsul, nu putea să facă așa. Casa se îmbrașe împrejur și toate virențele și ele și toate frumos. Asta înseamnă că banii îți duc în stroi, că nu mergem în lecuirea lui. Dar acolo și îmi fac cu banii, cum îi învârtesc și fac numai ei știu. Asta tata vraghine. Eu cred că a venit momentul să-l cunoaștem pe tatăl lui Costel. Îl invit în platou pe Victor Reabenchi. Bună seara, domnule Reabenchi. Bună seara. Bună, Costel. Ce ai vrut să mă vreți? Ah, mă dăm nu vreți să mă vreți așa. Acestea nu mai știu, dar mă ia dăm un gata. Ce ai adus aminte? Știi? Cum se aduc aminte? Știu. Să-l atac, să-l știți. Ați acceptat invitația noastră. Da. Haideți să ne spuneți de ce. Probleme cu Costea, cu... Zic că eu am fugit de acasă, l-am lăsat. Întreba cine a dat la divorț, eu sau ea? Eu când am venit de unde am venit, de la Tiumeni sau de la Moscova? Războiul era gata făcut, așa -i? Am luat băieții, mulțumit. Când ne-am dus la Urhei, am îmbrăcat, le-am luat biciclete, tot, așa -i? Tu te-ai dus la mama. Eu trăiam la cvartier. Noi deam eram la divorț, până te duși. Da. Apă, dar nu știu. Bine, de divorțat ați divorțat. Da. Dar copiii v-au rămas, ai voștri. Da. De ei nu divorțați niciodată. Costel zice că i-ați lipsit foarte mult, ani de zile. Cum mi-a lipsit? Eu m-am dus că eu n-am putut trăi într-așa stare. Svadă numai, miliție, suci și jaluri. Cum ceva la primărie și la Ucescovi.
Dar după, ați venit să vă vizitați copiii, deja divorțați. Am fost. Când a ducat în accident și ăla la Cinșăuț și nu a stat cu dâns două săptămâni, eu. Când a fost donație de sânge și nu a stat la Chișinău două săptămâni, eu. Dar am înțeles că v-au căutat cu poliția ca să vă aducă. Cine? Când? Familia. Când a ducat în accident. Apoi nu știu. Nu polițistul. Care polițist? A sunat la Gaișa, a sunat la bază și iaca unde eram eu. Nu, polițistul ne-a spus că te-a găsit la un bar. Tot ai făcut acolo careva probleme și când o dat la computator... Care bar dacă eu eram la lucru? A sunat la Prahadnai. Că tu erai în căutare și a spus, ai un copil Constel? În și căutare, ai spus că da. În căutare eram când m-ai dat la alimente și eu nici n-am știut. Ia ca când eram în... Dar de ce trebuie să vă dea la alimente? Nu știu, așa o hotărătie. Și eu nu știam. Eu am lucrat la carosia acasă. Dar cum credeți? De ce se dă un bărbat la alimente? Atunci cu lucru era greu. Eu m-am dus la Chișinău la lucru. Mi-a trimis la sângera. Eu lucram ca comandirovășnic, pe calea ferată, ca șofer. Am lucrat tot nordul Moldovei și într-o seară... Dar dacă nu erați silit să plătiți pensia alimentară pentru copii, dumneavoastră o plăteați binevol? Da. Ce anume v-a deranjat? Pentru că am văzut acea declarație pe care ați făcut-o și a zis că a primit și a făcut casă și nu știu ce. Ce anume v-a deranjat? Toate construcțiile astea. Eu știu cum când ne-am divorțat, cum a rămas acolo. A prins odată o mașincă pe coada noapte și a pus-o... Haideți să vedem și casa în care locuiește. O pus-o pe pragul filmat, o să vadă toată țara mașina așa de spalat, da? Păi mașina de spalat a fost donată că a fost Asociația Debra Moldova și a fost anumii... Și după aceea s-a început. O să rog regia să ne arate acum imaginele cu casa. Victor, vă rog să vă uitați. Asta anumii trebuia să vie. Uitați-vă casa. Da, e făcută reparație, se vede că ați... Asta e construcția, veranda făcută, că casa a fost fără veranda. Noi ieșim direct afară, am făcut veranda ca să facem băița, să facem bucătăria, ca viceu în casă, ca să poată Costel să folosească. Victor, dar dumneavoastră nu vă bucurați că copiii pe care i-ați lăsat, de fapt, cel puțin au unde trăi și au cât de cât condiții normale? Ei da, că s-ar folosi numai cu cheie de tot chestia asta, eu înțeleg. Cum, păi, dar Costel unde trăiește, cum credeți? Tot acolo. Păi și nu se bucură el de asta? În primul rând, când el ies în ogradă, eu am sădit trandafiri, sunt florile, dânsul era alături de mine permanent, sădeam împreună cu dânsul, el mi-a spus așa, eu dacă, când îmi faci pansament, eu trag durerii. Dacă când ies afară și văd ceva înflorit, el îi place păsările, îi place un grad să fie amenajat, aranjat și el când iese, el se bucură. Eu înțeleg toate aceste lucruri și pentru mine este firesc. Eu vreau să-l întreb pe Victor, dacă, ce anume vă deranjează, că nu înțeleg. Ce anume? Ce anume? Nu știu ce anume. Îmi cer scuze, adică tu, Vite, ai dori ca șadă sora la cuptoruș cu șocleje, să facă focul, să fac cap așa, apșoară și caldă. Nu, dar și nu a fost cazul ăsta, îți iei o întrebare. Pe ce adie să fac așa? Vitea, tu nu. Eu mă duceam la lucru, dragă. Să fost Costel sănătos. Să fost Costel sănătos, dar eu am putut să mă nișc de lângă dânsul. Vitea. Tu ai asistat odată la pansament. Tu dacă ai venit, de două ore ai venit servit și ai spus, Costel, iartă pe tata, te-ai așezat în genunchi și ai spus, scuz-mă, te rog, dar tata, nu pot. Vitea, că cu ești zahăr, băi. Du-ne atâta răutate în tine. Tu doi ani de zile nu l-ai văzut pe dânsul. De ce ai fost instruit tu ca să vii? Eu am așteptat să te prochi în alt fel de Costel. Eu nu am venit aici, noi am venit ca să hotărâm întrebarea și cu pansamentele să vedem și totodată zic, poate la televiziune ați vrei să vină. Eu ultima dată, dar tu întrebi ce mănâncă el, tu întrebi de câte ori el mănâncă, cu ce îl spăl eu. Te-am întâlnit cu două coropși la terasă, coropși cât divanul ăsta, așa e? Eu să le-am dus. Acum tu zici că tu plătești pe șie, plătești pe șie și ajuns la păi, mine la cutiile, 200 de lei. Dar ce 200 de lei? Dar pensia alimentară care a fost, e suma grămădită, e 64 de mii. Cum eu am fost la executar și eu zic că 20, tu până în octombrie zici că am 100 de mii, dragii păi, 64 de mii. Sistri... 64 de mii scrisoare este care a fost trimisă Lenuța. De doamna Vigo. Lenuța. Lenuț, te rog frumos, nu convingi tu, omul ăsta nu convingi într-un caz, îmi cer scuze, vreau să spun un lucru. Fiecare de noi când am ghite, Vite, îmi dai voie, te rog, măcar stima asta față de mine. Tu permanent ai fost pe prim plan, noi de la bun început, tu ai fost permanent pe prim plan, că tu ești bolnav, dar boala ta este tratabilă. La tine lasă fumatul, mai lasă, mai știu eu din astea, astea sunt problemele tale. Aici merge vorba de Costel. Haideți să vedem cum trăiește Victor. Victor.
Victor Reabinchi, tatălui Costel, trăiește de 15 ani în orașul Drochia. Muncește ca tractorist la Direcția Spații Verzi și Salubritate din aceeași localitate. Lucrează noi la secție deja de un an și două luni. Lucrează la încărcarea gunoiului din oraș. La moment, numele lui primește 2700. S-a recomandat ca un lucrător disciplinat, foarte atent și foarte grijuliu. Din spusele bărbatului, duce o viață modestă, iar banii pe care îi primește abia îi ajung de la o lună la alta. Aici tot doi copii se întrețin tot la școală, o slujină. Așa e copil, străin, e copil. Nu ajunge. Cât despre Costel, afirmă că nu l-a uitat niciodată și l-ajută cu bani, atât cât este nevoie. Sănătate multe, sunt drepte și de sănătos. Eu nu l-am lepădat, eu și din partea mea trimit lunar. Îl iubesc întotdeauna. A zis că îl iubiți pe Costel. Da, îl foarte iubesc. Mult. Dar uitați-vă că rudele dumneavoastră spun că nu vrea să vede această dragoste. Ați văzut dumneavoastră. Cum vă exprimați dragostea, ca să înțelegem, domnule Victor? Nu știu, că n-a fost atunci tot mare plăcere. N-am avut, am intrat, am ieșit. Atunci asta când? Ai spune, vreo spune cum, cum ai intrat. Atunci ați fost ultima oară? Da. Cum ai și cum a fost? Cum ați venit? Atunci când, după accident? Când ați venit? Nu, după ce a făcut. După ce am dat sânge atunci la Chișinău. Peste un an după accident an, da. Ați venit. Accident și Costel ne-a zis că i-ați promis, i-ați făcut și o promisiune, că o să rămâneți alături. Așa a fost? Vreau eu să mă despar de tăiat, să rămân acolo cu dânsul și gata. Și chiar asta i-ați promis, nu? Că o să rămâneți cu el. Și mă tamuia, nu spui că-i drept așa cum am... Cum ne-ai spus masanii? Păi Costel a zis că am să mă duc și am să văd. Eu n-am zis că am să viu, am să mă întorc. Victor, de ce ați dispărut din nou din viața lui Costel? Eu n-am avut cu cine trăie. Eu v-am spus, eu m-am saturat de sfade. Eu m-am dus în cat o cale de viață. Nu, acum 2 ani. Atunci când ați reapărut în viața lui Costel, am înțeles că ați stat o lună chiar. O lună? De la ei. Eu m-am dus la familie mea. Unde vin să mă duc? Eu sunt divorțat, eu n-am nic. Eu ca tată razvod, eu m-am dus în cat calea mea de viață. Eu m-am saturat, nu așa, dar așa. De ei ați divorțat, da, copiii? Nu, copiii îi ajutam, le plătim, cât m-am dus la executoare. Au zis, nu, nu, eu nu zic acum de bani, eu vorbesc că... Nu și pot să le fac eu, nu dacă lui Costel, dacă eu vin, nu și pot să-i fac eu. Costel, și eu sunt doctor, și pot să-i fac. Haideți să-l rugăm pe Costel. Când ai intrat în acest platou, te-am întrebat de ce vrei să-l vezi pe tata. Pentru că este o dorință mare, ai da. Zis. Dar nu știi, dau întrebare, deși eu m-am părăsit, măcar... Să suni, să fie alături, nu că trăiască cu mama sau... Măcar să fie alături, prin telefon. Eu telefonul ăla care a venit, am avut telefonul ăla, când m-am dus, l-am lăsat ție, așa? Așa l-am pierdut tot cu număr. A, și Vica n-are telefon, Andrei n-are, nimeni n-are telefon. Numărul tău n-a luat. Fixul că l-ai instalat, ai fost, ai lucrat pe... Când s-a instalat telefonul, tu fixul n-al știi. Dar ce când i-am scris eu lui Andrei? De pe Facebook, eu m-am udalit, o citit, a zis, de numărul tata, să graiesc. O citit și m-a blocat. Deși? Eu nu i-a spus de asta. Costea. De că eu o să les am un numărul tot eu, un ton eu. Costelul, dă-i voi. De ce nu veniți la el, Victor? Eu o să știu mai mult. Victor, de ce nu veniți la el? De ce nu-l vizitați? O dată pe săptămână, pe... să-l sunați, să-l... Doamna Natalia, pe mine drumul mă costă 400 de lei. Eu mă gine banii ăștia de lui decât să mă cătăi pe drum. Din 2000 de lei, 400 de lei, cătăiește pe drum, lui dă-i 300 și rămân eu. Dar când ultima dată ai făcut transferul de 400? Asta de nici 300, nu se ține minte. 300, 200! Da. Ultimii ani da. Au fost domnul 200 de lei. Dacă n-ar fi nevoie de bani, dacă, haideți să scoatem banii din nu discuție, drept. Ce puteți să-i oferiți dumneavoastră lui Costel în afară de bani? Sănătate, voie bună. Dar voia bună, cum puteți să o dați? Nu știu. Haideți să ne gândim. Costel, eu sunt, nu știu de ce, uite, te-am urmărit toată emisiunea. Sunt convinsă că nu stau la mijloc doar 200 de lei ăștia, pentru că tu ești destul de înțelept. Ce ai avea nevoie în afară de 200 de lei de la tatăl tău? Să poți să comunici cu el? Marca să-l dați în săptămână sau... Să îi spună lui Andrei așa, să scrie că ia, că tata a chemat sau nu poate, sau
Pe mine m-a blocat și el deci a zis că susținere. Care susținere? Eu nu văd. Asta e, vedeți? Crezi că e atât de dificil să găsiți un telefon, să-l sunați odată pe săptămână? Adrian mai devreme spunea că o să plătească astea 200 de lei. Eu îmi asum să vă plătesc banii pentru telefon, sincer vă spun. Asta e toată problema, să sunați de la Drochia pe un telefon la copilul dumneavoastră, odată în săptămână. E băiatul dumneavoastră și sunt sigur că îl iubiți. Aveți supărare, aveți multă supărare și multă obidă, dar în adânc sufletul lui îl iubiți. Poate v-ați rătăcit un pic așa, știți, prin viață, pentru că unii oameni, mai ales și probabil toți bărbații și din studio și din afară, o să recunoască că când e vorba de o traumă, o durere mai mare, bărbații uneori mult mai greu fac față și mult mai greu acceptă. Poate dumneavoastră nici până acum încă nu ați acceptat care e situația. Și dacă vorbim că dacă nu-i prea târziu, niciodată nu-i prea târziu. Я очень рада, Виктор, что вы пришли сегодня на эту программу. Вас очень хотел видеть Костя, но больше это нужно вам, потому что ваш сын еще хочет вас видеть. Но может наступить момент, когда он не захочет вашей поддержки и вашей любви. Больше я ничего говорить не буду и никаких советов давать не буду. Костел, я вам с Фил пробавил фарте лаконик. На început эмиссионии ай спус, к аша шти де ла мама, к тата ну тя дорит. Îți spun, nu-ți dau sfaturi, îți spun ceea ce cred eu. Eu cred și sunt aproape sigur în asta, copiii se nasc din dragoste, niciodată din ură. Vreau să crezi și tu așa, că ești făcut din dragoste, pentru că eu sunt cam sigur că așa și este. Ce-a urmat apoi, certuri, o situație într-adevăr grea și la tata și la mama, îți poți ierta dacă vrei să ierți și să încerci să comunici cu tata, chiar dacă asta ar fi greu și dacă asta îți aduce plăcere. Dacă nu, este decizia ta. Nu este suficient. Dacă v-a impresionat povestea lui Costel și credeți că îl puteți ajuta cumva, nu neapărat cu bani, poate deveniți prieteni. Îl puteți căuta pe rețelele de socializare sau ne puteți contacta pe noi la telefonul redacției pe care îl vedeți afișat pe ecran. La fel ne puteți scrie pe paginile Vorbește Moldova de pe Facebook și Adnăclasnike. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.